oameni buni, după ce am făcut o leacă de bazin, o leacă de saună, frumos, am ieșit în mall să mănânc și după mâncare am ieșit să beau o cafea. Dar vreau să vedeți view. Ia uitați oameni buni. Așa, frumos, e un view frumos. Eu pur și aștept cafeaua acum, dăm o cafea bună. Așa, mă, mă. Dăm o cafea. Între timp, tocmai ce mi-a venit cafeaua și vreau să o vedeți și voi. Ah, trebuie să vedeți aici. Nu știu cum se vede, dar e o... Se vede. De la Marty. Uite, cum arată o cană de expreso scurt. Da, o cană, dar cât era înăuntru trebuia să ia. Da, nu recomand. Era foarte puțin. Era, nu. Da, dar e bun pentru tine. Da, că tu bei da, expreso. Așa bea eu. Da, pentru mine nu, că e puțin și e foarte tare. Eu nu pot să beau așa tare. Bă, dar e foarte cremos o tălea. E super bun, da. Nu, eu am zis. Tălea e cremos. Cafeaua e bună. E the best? Da, e bună. E bună cafea. Nu? Bună. E bună, cafeaua e bună. Eu așa o beau. E the best, man. Păi seama, noi dimineața cred că am băut două cafele dimineața. A fost bună. Și asta și eu vreau, uite, vreau și asta. Bă, dar cum? A fost bună. Bă, deci cafeaua asta este una dintre cele mai bune cafele pe care le-am băut până acum. Depășește pe localul care mie îmi place să beau, Camera cu cafea din Suceava, localul ăla. Băi, l-a depășit. Marte, cafe, nota 10. Pentru mine, the best. L-a depășit. Deci în Suceava, pentru mine, părerea mea este că Camera cu cafea este cea mai bună locație pentru cafea bună. Nu zic că nu sunt și altele, dar numărul 1 este. Dar pe Camera cu cafea, Marte, e the best. Bun, l-o întredepășit cu mult, cu mult. Băi, bun, cine bun. L-o depășit pe Camera cu cafea, din Suceava. L-o depășit? Da, face diferența, poate și aparatul, poate și modul în care o prepare și aparatul, calitatea. Da? Asta contează cel mai mult, aparatul și modul preparării. Cafeaua, în general, o cafea poate fi cât de proastă ar fi, dacă ai un aparat bun și modul de preparare corect, îi dai viață. Îi dai puțin în viață, nu la nivelul care trebuie, îi dai viață. Băi, dar e bun. Îți mai vine și mai bei unul. Așa ca să înțelegeți foarte bine că persoana de spatele acestei video știe ceva despre cafea. Mai multe detalii lăsați în comentarii dacă vreți să mai auziți astfel de păreri, opinii. În curând. Multe alte. Băi, bună. Deci, dacă ar fi Martin în Suceava, ar depăși pe toți la cafea. Asta e un adevăr.